când începi ceva și începi să ai succes, îți ia valul și ai senzația că așa și trebuie să fie. Am avut norocul, cred eu, să am o ascensiune bruscă. Nu am fost gata pentru ea și asta m-a rupt. Am rămas 4 copii cu mama, îl așteptam pe tata, care venea destul de rar. Nu ne este rușine să vorbim de Dumnezeu, știi? Eu am văzut asta de foarte multe ori. Mulțumirea este cea mai tare rugăciune în care cred. Dacă vrei să ai o echipă puternică, oamenii tăi trebuie să fie bine plătiți. La noi, elevul sau studentul vine la universitate cu Porsche, iar profesorul cu turleu. La ce putem să ne așteptăm? Se zice că povestea fiecărui om este ceea ce avem noi și purtăm cu noi toată viața. E ceea ce știm doar noi despre noi înșine și lăsăm ca alții să afle despre noi atât cât vrem noi să arătăm. Astăzi, la Bun Interviu, este Sergiu Diaconu. Bună ziua și bine ați venit! Salut! Vrem să aflăm cât sunteți gata să spuneți din povestea dumneavoastră de viață și, pentru început, vreau să vă întreb când începe povestea conștientă de viață a lui Sergiu Diaconu. Eu am avut două perioade de conștiință, să-i spun așa. Cred eu când a fost acum vreo 15 ani, a fost prima dată. Știi, când începi ceva și începi să ai succes, îți ia valul. Și ai senzația că așa și trebuie să fie. După care nici nu reușești să te obișnuiești cu ascensiunea asta și se întâmplă ceva care te trezește la realitate. Dar asta se întâmplă atunci când tu nu ești gata pentru ascensiunea asta. Mă refer în primul rând psihologic. Fiindcă sunt oameni care se dezvoltă treptat, lent, dar stabil și sigur. Adică ai avut o ascensiune ușoară, te-ai oprit, te-ai stabilizat. Iar un pic în sus, iar te-ai oprit, iar stabilizat. Eu, în prima parte, am avut norocul, cred eu, să am o ascensiune bruscă. Nu am fost gata pentru ea. Și asta m-a rupt din punct de vedere psihologic. După care am avut o perioadă de adaptare psihologică la situația asta, care a durat câțiva ani de zile. După care, pe lecția făcută atunci, pe temele făcute de atunci, am încercat să o am o a doua ascensiune, pentru că eu am în mintea mea Everestul meu care trebuie atins. Dar de data asta am înțeles că nu este suficient să fii conștient, dar trebuie să fii și pregătit pentru asta. Chiar trebuie să-ți faci temele înainte de a face un pas. Eu am omis asta atunci. Și am avut o ascensiune frumoasă, dar am fost oprit din ea foarte repede, anume din motivul că nu aveam suficientă pregătire de data asta profesională. Inițial nu aveam pregătire psihologică, m-am pregătit psihologic pentru a doua încercare, a doilea elan. Dar de data asta nu eram gata, cred eu, profesional, fiindcă nu mi-am făcut temele, deși m-am băgat într-un proiect mare. Și cu finalizarea acelui proiect, o finalizare nefastă pentru mine din punct de vedere investițional, atunci a început conștiința pură. Asta s-a întâmplat în 2017 și de atunci deja tot în ce mă băgam eu dădea roade, practic instant, proiectele pe care le lansam. Și sper eu durează până acum. Eu atunci o să încerc să vă duc la începutul poveștii inconștiente. Ok.
Atunci când Sergiu Diaconu era încă copilul a doi părinți care aveau funcții cu răspundere și copilul care simțea pe umerii săi presiune, în copilărie. Vreau să vă rog să vă amintiți cum era casa copilăriei dumneavoastră, care era cel mai iubit loc de refugiu pentru Sergiu Diaconu în casa părinților. Știi, în cazul meu nu am avut noroc să am o casă părintească autentică, fiind copil la Uniunii Sovietice, tata era atunci lider de colhoz și odată la câțiva ani de zile ne tot schimbau localitatea. Nici nu reușeam să ne adaptăm la casa nouă, cum în 2-3 ani iar trebuia să plecăm, grădinițe noi, școli noi. Așa s-a întâmplat până la 6 ani. Eu îmi tot schimbam grădinițele, fratele meu mai mare și tot schimba clasele. Și nu am avut o casă părintească, așa să zici, că acolo m-am născut și acolo am stat o perioadă lungă de timp. Însă, cel mai mult îmi amintesc, fratele mai mic avea un an și mama îi cumpăra hrană pentru copii din asta uscată, știi, pe care trebuia să o dizolvi cu apă și făcea un soi de lapte din ăsta dulce. Și eu cu fratele mai mare, noi aveam o tobă micuță, am tăiat partea de sus a tobei, am umplut-o cu lapte praf. Cu lapte praf, da, și urcam pe garaj. Și atunci ne întindeam pe burtă, mâncam laptele ăsta praf, care clar se lipea tot în gură, pe dinți, tot. Dar nu era întâmplător locul ăsta, fiindcă l-așteptam pe tata, care venea destul de rar, muncea foarte, foarte mult și aveam senzația că l-așteptăm și nu mai vine. Ca la scurt timp după asta, la 6 ani, să plece, să ne părăsească. Și probabil de aceea țin minte foarte mult acel moment, știi, momentul ăsta de așteptare a copilului. Da, cred că ăsta o să fie răspunsul meu. Câți frați erați? Noi eram 3 frați inițial, după care a apărut o surioară. Fratele mai mic a decedat acum 10 ani. Practic a doua zi după nunta lui. Deci am rămas 2 frați și o soră acum. Cum era curtea copilăriei tale? Unde te jucai? Uh-huh. Și ce fel de jocuri aveați cu prietenii din Mahala? Jocurile deja cu Mahalau erau în ultimul sat în care noi ne-am mutat și deja am rămas acolo, în Răiul Glodeni. Sigur că era țurcă la ordinea zilei. Nu știu dacă tu știi așa jocuri. Țurca, poarca, canțârul. Canțârul, nu? Canțârul, da. Da, ce era înseamnă asta? Canțârul. Deci noi alergam prin Mahala și găseam cutii de conserve goale și le puneam una peste alta, așa puneam 5, 6, 7 și plecam la o distanță de 20-30 de metri și era cu un băț mare, știi? Și l-aruncam să dăm jos turnul ăsta din cutii de conserve, da. Și după care era joaca de acalo, unde săream unii peste alții, știi, unde ai sărit tu, te-ai pus în față, deja suntem doi, vine al treilea, sare peste noi doi, spune al treilea, știi? Și ultimul care ne merea, evident că nu mai ajungea să sară peste noi toți. Era cumva o dinamică constantă, știi, fiindcă nu știu de ce, dar nu ne ținea nimic acasă. Adică trebuia să mereu să ne mișcăm, mereu să alergăm, știi, totuși noi cei de la țară, și eu sunt un copil de la țară, întotdeauna alergatul ăsta pe imaj, știi, un soi de libertate absolută, da. Și mi-aduc cu multă căldură aminte de vremurile alea.
Dacă te-aș întreba rapid să-mi spui numele unui prieten din copilărie, ce nume îi spune? Era un vecin, se numea Constantin. El după care, deja crescut fiind, din păcate tot a decedat acum câțiva ani, a lucrat în la vamă, cred. Nu știu ce s-a întâmplat, așa și nu am aflat ce s-a întâmplat cu el. Am zis că s-a întâmplat ceva brusc. N-am mai cu el, știi, și prieteneam și ne băteam cel mai des. Aveam senzația că când te bați cu un prieten apropiat, ai senzația că trebuie să îți demonstreze permanent că el este prietenul tău adevărat. Și de multe ori, când îl loveam, sau el pe mine mă lovea, eram copii, evident. Te așteptai să nu răspundă înapoi, astfel demonstrându-și fidelitatea, cumva. Și cum se întâmpla de cele mai multe ori? Păi sigur că ne luam la pumni acolo. Trebuiau să vină părinții să ne despartă. Dar dificultatea era că tata fiind președinte de colhoz, atunci eu aveam 6 ani, și într-un fel copiii erau cumva nevoiți să ne suporte, să ne rabde, că tata era șeful tuturor acolo. Și s-au dezlănțuit după ce a plecat tata de la noi, a plecat la o altă familie. Eram în bătăi zilnic. Deci, inițial, ai avut un soi de autoritate câștigată pe baza tatălui, dar nu demonstrată de tine. Da, evident, ce autoritate puteam eu să am la 6 ani? Oricum, în relație cu cei de seama ta? Da. Da, fiindcă noi trăiam mai bine ca alții, ceea ce s-a terminat la 6 ani. După asta au început dificultățile, noi am rămas 4 copii cu mama și unei femei nu este ușor, în primul rând, să crească 3 băieți. Știi? Și să-i crească băiețește. Știi? Și atunci, da, noi trăiam cel mai bine, aveam cea mai mare casă, fiindcă ăsta era, impunea cumva statutul de șef de colhoz. Atunci erau case de stat, evident, nu erau case private, atunci nu prea era cu să te muți la casă privată, ne dădeau case de fiecare dată, cu toate facilitățile, eram singura casă din sat, cu toalet în casă, cu baie în casă, adică era ceva wow. Și ne-am obișnuit destul de repede cu traiul ăsta și tot așa de repede am fost nevoiți să ne dezobișnuim, fiindcă vremurile s-au schimbat foarte mult. Evident că nivelul de trai cu tata și după tata erau radical diferite. Nu ați schimbat și casa după plecarea tatălui? Nu. Nu, tata a ieșit destul de onorabil din situația asta. I-a lăsat mamei tot, a lăsat casă, ne-a lăsat pe noi. A încercat de-a lungul anilor să construiască o relație, știi? Cu noi însă nu știu în ce măsură a reușit, cel puțin cât eram copii, după care adolescenți. Și odată îl țin minte cum a venit acasă, ne-a luat pe brațe și plângea. Și atunci, pentru prima dată, am auzit fraza că un bărbat plânge doar atunci când îi este greu. Știi? Deci a fost un bărbat puternic, singurul om din viața mea pe care nu l-am auzit niciodată să judece pe cineva. Dar niciodată. Chiar pe mama. Fiindcă de obicei știi cum soții când se despart își varsă tot amarul. Dar el niciodată. Chiar când îl provocam să ne spună ceva, întotdeauna a schimbat tema. Deci consider o calitate rară chestia asta. Ce sacrificiu a făcut mama și ți-l amintești cum s-ar fi întâmplat azi? Așa, viu, dacă a existat un moment de sacrificiu. Păi mama și-a sacrificat tinerețea pentru noi, în primul rând. Ea nu s-a recăsătorit, nu și-a pierdut timpul căutându-și o altă pereche. Eu cred că totuși l-a iubit pe tata mereu. Și s-a focusat în totalitate pe noi, pe creșterea noastră. Îți imaginezi, tata era un soi de bărbat care nu putea fi comparat cu altul. Deci, indiscutabil. Chiar
Noi de multe ori îi spuneam, mama, găsește pe cineva, nu poți fi singură, știi? Poate a făcut câteva tentative, nu știu, este foarte posibil, eram copii și nu țin minte lucrul ăsta. Dar eu cred că ăsta este marele sacrificiu al ei. Și a pus pe locul 2 fericirea de femeie. Eu consider că orice femeie, indiferent de situație, are dreptul să fie fericită. Ca și bărbații de altfel, dar cred eu, bărbaților este un pic mai ușor, totuși. Noi rebeli fiind și ceva mai mobil din punctul ăsta de vedere, ne este poate un pic mai ușor. Dar femeia totuși are și rolul de mamă. Uite că ea a ales femeia, rolul de mamă, nu a ales rolul de femeie, până la urmă. Se spune că cine suntem astăzi le datorăm în mare parte atât părinților, cât și circumstanțelor în care am crescut. De aceea, dacă cunoști că unii își fac și arborele genealogic, cine au fost strămoșii tăi? Cine sunt buneii, străbuneii? Și dacă îți ții minte buneii, cum te alintau ei? Da, îl țin minte pe bunelul, pe tata tatălui. Din păcate nu am ajuns să o cunosc pe niciuna din bunici, fiindcă ambele au murit când eu aveam 2 anișori. Și pe bunelul, pe linia mamei, nu l-am cunoscut niciodată. Tot erau un soi de divorțați, ceva de genul, nici nu mai țin minte. În schimb, bunelul pe linia tatei a fost un bunel adevărat. Noi ne strângeam, dar fiind nepoți mulți. Și ce era interesant, că eram toți băieți. Deci, sora mai mare a tatei avea doar băieți, fratele mai mare a tatei avea doar băieți. Și noi eram mulți nepoți și veneam vara la bunelul și prima dată atunci am auzit la dânsul cuvântul cârmoz, cârmoj. Cârmoj, ce înseamnă asta? El, știi, fiind destul de bătrân, el a copilărit încă în vremurile alea grele, în al doilea război mondial, până la al doilea război mondial și ei au trăit foamea. Și el întotdeauna când rămâneau niște bucăți de pâine, el le tăia și le punea într-o desagă și o punea în debara pe un cui să se usuce. Și această pâine uscată el numea cărmoj. Și avea doar 2 tipuri de mâncare cu care ne hrănea pe noi. Prima erau bezelele, asta tot știa să facă. Și a doilea era pilaf. Evident că el spunea plov atunci. Și cumva ne aduna în jurul, dar știi, este importantă ascensiunea relației noastre cu bunelul, fiindcă noi, inițial fiind 6, 7, 8 ani, eram trimiși la el practic toți, pe toată vara. Și noi de multe ori făceam gafe ca copii, mai stricam ceva, mai spărgeam un geam, mai... Și eu țin minte că el ne lua așa de pantaloni și ne agăța de copac, știi? Și noi pur și simplu atârnam, fiindcă el era, deși era destul de bolnav, paralel, noi nu știam inițial de ce, dar era. De ce? El era foarte, foarte grijuliu față de noi și pe de altă parte economisea absolut tot. Deci pâinea o punea să fie mâncată mai târziu. Dacă rămâneau monede de la bani, le diviza pe evaluare de 5 copeci, de 10, de 25 și le ambala, ziceai că erau bomboane, știi? Și la un moment dat noi am văzut că ele erau prin toată casa. Deci literalmente erau bani în toată casa, știi? Clar că noi nu ne atingeam, deși el avea obiceiul, serile când noi dormeam, îmbla prin toată casa și le număra, știi? Să verifice dacă sunteți cinstiți. Da, da, da. Și după care noi am devenit adolescenți, clar, deja aveam 14-15 ani și veneam la el și atunci deja el începea să ne servească și un pahar de vin. Deci nu știu dacă am băut un vin mai bun ca al lui. Ba da, am băut a tatei. Tata Antonia spunea că
are trei tipuri de vin. Vin pentru noi, vin pentru popi și procurori și pentru, cum spunea el, izdavoi, da? Pentru căruțași. Și în funcție de cine vine la dânsul în ospiție, îi turna vinul respectiv. Eu cred că era la fel de bun. Da, categoric. Noi nu vedeam diferența în realitate, dar uite, pentru el era important să arăte un soi de respect pentru absolut toți, știi? Eu vorbesc cu atâta nostalgie cu el, fiindcă nu am apucat să-l cunosc foarte bine, deși după ce el a plecat, l-am vizitat de multe ori, el venea la noi la facultate în România, dar nu am apucat să-l cunosc foarte bine, din păcate, ca om, știi? Doar știam și vedeam că el era foarte respectuos cu absolut toată lumea. A fost la nunta ta? Da, sigur. A fost... Bine, nunta mea a fost un soi de... Eu aș aloca un loc în acea fază mai puțin conștientă a vieții mele, fiindcă a fost mult prea repede pentru mine. Eu aveam 21 de ani. Abia am venit la facultate din România. Mi-am cunoscut soția practic imediat și la scurt timp după asta, cred eu, un an de zile, da, la 22 de ani a fost nunta. Și nunta a fost în casa armatei, eu fiind atunci proaspăt locotenent. Și nu aveam, evident că nu aveam bani să facem nunta, dar aveam toți rude foarte multe, nu știu cum ne-a reușit, a mers și ne-am înțeles cu un magazin de tacâmuri și farfurii și cratițe și de toate, să luăm pe o noapte, știi? Să închiriați. Da, îi poți zice și chirie. Dar îți imaginezi, adică a făcut un gest foarte frumos, doamna aceea, deci nici nu o cunoșteam. Pur și simplu am intrat și am rugat-o că, uite, nu avem. Și am împrumutat bani. Țin minte, am împrumutat de la un unghi de-a meu $1,000 și am făcut o nuntă de toată cinstea, cu 150 de invitați și mireasa a venit la nuntă cu într-un microbus, știi? Ăsta vai de cap la microbusul ăla, fiindcă avea rochea mare. Nu aveam noi bani de limuzine, deși am împrumutat alți $100 special ca să pot să închiriez o limuzină pe oră ca să mergem la starea civilă, știi, totuși. Dar a fost prea mult pentru mine. Totuși, să te căsătorești la 22 de ani pentru băiat, nu poți compara o fată la 22 de ani, mă refer ca grad de maturitate, cu un băiat la 22 de ani. Eu, efectiv, eram un copil. Soția era de aceeași vârstă? Nu, ea este mai mare cu aproape 4 ani ca mine. Dar uite că m-am obișnuit la un moment dat. Dar, știi, se manifesta copilul din mine, inclusiv prin faptul când deja fiica era născută. Eu, având o soră mică, obișnuit să-i spun vin la badea. Așa îi spuneam eu lui fiică mea, până la 3 ani de zile, vin la badea. Așa mi-a spus tata, până la 2 ani. Serios? Era extraordinar. Deci până acum râdem. Deci vin la badea, vin la badea. Și mă uit acum în poze, mă uit la... Și foarte multe lucruri, tot nu mi le amintesc. Cumva. Tream în cămin, nu pot zic că tream foarte bine. Dar uite că am crescut un copil pe cinste. Să vă trăiască. Mulțumesc. Există un moment, și dacă ți-l amintești, când te-ai simțit extrem de mândru de ceea ce ai făcut, cel mai mândru? Personal sau profesional? Personal. Da, clar, copilul. Îți spun de ce. Bine, toți părinții își iubesc copiii, și... dar pe lângă că era copilul meu și chiar odată țin minte, m-am certat cu ea. Nu țin minte din ce motiv, dar i-am zis că, anișoara, uite, eu mi-aș fi dat viața pentru tine fără ezitare. Și tu mie îmi spui că ceva n-ai putut să faci pentru mine, știi? Și cumva, nu știu cât de bine asta a fost, dar eu, paralel, o tratam ca pe un proiect al meu. Și astăzi, cu toată fermitatea, pot spun că este cel mai de succes proiect al meu.
eu îi dădeam, bine, soția pe de o parte o ducea la diferite secții, școli muzicale, dansuri, fiindcă evident că o fetiță trebuie să aibă anumite, o anumită condiție fizică, mobilitate, elasticitate, dar eu întotdeauna am pus totuși, eu fiind o fire mai rațională, eu sunt prizonierul logicii, întotdeauna am fost. Sunt de multe ori intuitiv, dar totuși cred că sunt mai mult logic. Și cumva am promovat logica. Și anișoara, până la urmă, a îndrăgit foarte mult tot ce înseamnă matematică. Și de la o vârstă destul de fragedă, deja îi dădeam să citească cărți de marketing, cărți de vânzări. Discutam destul de des cu ea pe anumite teme, dezbăteam aspecte de ordin economic. Și ea deja la 14 ani, deja activa în agenția mea de publicitate, era ca account manager, adică persoană care avea grijă de anumiți clienți. Și avea clienți, de exemplu, ca Procter & Gamble. Avea clienți ca Microsoft, și când spuneam... La 14 ani. Și când clienții, la un moment dat, noi le ceream permanent feedback-ul, noi îl numeam Customer Satisfaction Survey, spunea, wow, ce fain, ea vorbind fluent engleza la vârsta aia, fiindcă de mică am dat-o la engleză, pe lângă ea a făcut școala la Spiru Haret, acolo învățau limba engleză, dar în paralel oricum am dat-o la cursuri. Și când le spuneam, uite, de fapt e fiica mea care are 14 ani, nu le venea, crede, știi? Și cumva s-a maturizat foarte repede datorită la această incursiune în lumea matură, cu economie, cu matematică, cu cifre, cu P&L-uri. Și cumva am văzut-o întotdeauna de mică, întotdeauna am văzut-o în Londra. Asta era calea pe care, chiar de unde mi-a spus o frază, îi zic, uite, anișoara, cât de mult mă bucur că tu ți-ai urmat visul și ai ajuns totuși să lucrezi și să trăiești la Londra. Și a zis, tati, știi, câteodată nu sunt sigur dacă a fost visul meu sau al tău, știi? Da, de aceea sunt foarte mândru de ea, fiindcă am și motive. Plecarea ei în Marea Britanie a fost destul de neașteptată pentru noi, fiindcă noi speram să o trimitem încolo la colegiul la 15 ani, dar a fost un târg de studii aici în Chișinău, unde a fost prezent șefa de studii de la colegiul din Liverpool, din Marea Britanie. Și uite, s-a agățat de ea cu vrea și gata, știi? Și în două săptămâni a și plecat, adică pentru mine era șoc, îți dai seama, fata tatii care stă lângă tine 14 ani, cu care lucrai zi de zi și... Păi ți-ai dorit să meargă la Londra. Da, dar știi, este exact ca cu scopurile pe care noi ne le punem. Că noi ne le dorim atât de mult și când le atingem, avem un soi de gol în interior. Și îți dai întrebarea, ok, mai departe ce? Uite că ai anticipat una din întrebările mele. Povestea ta și satisfacția pe care o ai de la viață constă în scopurile pe care le atingi sau în drumul pe care îl parcurgi? Eu aș spune că în ambele totuși. Știi, o ascensiune înseamnă capacitatea de a-ți pune scop după scop. Și atunci, când tu atingi un scop, tu vezi următoarea etapă a ascensiunii tale. Și atunci, dacă ai capacitatea să-ți pui scop după scop, adică scopul din spatele scopului, sau scopul mare din spatele scopului intermediar, atunci tu treci peste etapa de dezamăgire, fiindcă de foarte multe ori avem elementul ăsta de dezamăgire după ce ne atingem scopurile. Deci ideea ar fi să ne punem scopuri mai mici și realiste și să avem o constantă permanentă, să atingem scop după scop? Bine, nu știu în ce măsură ar trebui să-ți pui scopuri mici. Eu le-aș numi scopuri realizabile, fiindcă de multe ori, asta bine, eu asta am înțeles-o cu anii. Evident că înainte eu îmi puneam, gata, vreau 1 milion de dolari.
pe urmă înțelegeam că nu poți să-ți pui scopuri în bani. Astăzi la mine s-a schimbat un pic filozofia. Scopurile pe care ți le pui, trebuie să le pui în numărul de oameni care pot beneficia de serviciile tale. În numărul de oameni concret, 10.000 de oameni, 100.000 de oameni, care, cărora tu prin serviciul tău sau prin produsul tău le-ai îmbunătățit calitatea vieții. Ăsta înseamnă scop. Iar banii, da, sunt efectul advers a lucrurilor făcute corect. Câți ani ai lucrat gândindu-te că scopul important constă în bani? Până acum 5 ani, cred. Deci toate scopurile mele erau exclusiv de ordin material. Ce afacere aveai atunci când scopul era, sau ținta, erau banii? Eu încă eram în publicitate, agenția care am vândut-o practic înainte de pandemie, cu o lună sau două. Atunci încă gândeam așa și paralel mai aveam o afacere în consultanță în afaceri, preponderent focusată pe fonduri europene. Și atunci, evident, toate scopurile mele erau financiare. Fiindcă eu cred că încercam cumva să compensez sărăcia crasă pe care noi am trecut-o. Deci noi am trecut-o, știi? Am avut etapa asta și ți-am povestit cu mâncatul prin gratis la vecini și cumva frica de a nu reveni la acea etapă mă punea în mișcare, știi? Mă motiva să mă mișc repede. Dar pe urmă am înțeles că nu așa funcționează lucrurile. Nu totul se măsoară în bani. Dar cum? Utilitatea pentru oameni. Inclusiv astăzi, chiar fiind mentor, eu dau foarte multe lucruri, prestez multe servicii gratuite, dau foarte multe materiale pentru care eu am plătit bani să fie făcute și pregătite pentru auditoriu. Eu le ofer gratuit, inclusiv în live-urile mele. Nu se termină niciun live în Instagram sau în TikTok care să nu primească toți cei care au fost prezenți live la final o gratuitate, un plan de afaceri, un sistem de gestiune a finanțelor proprii, ghiduri cum să îți faci rând din clienți. Toate lucrurile astea costă bani până la urmă. Dar eu consider că atunci când un număr foarte mare de oameni o să învețe cum să-și gestioneze banii proprii, o să știe cum să facă un plan de afaceri, o să aibă strategii foarte clare de ascensiune și de dezvoltare a produselor și serviciilor lor, atunci o să schimbe și climatul nostru economic și mediul de afaceri din țara noastră. Privind de acum, din perioada ta sau din povestea ta conștientă deja, în urmă, atunci când erai elev la liceul militar, uh-huh, și când încercai să faci prima ta afacere ilegală, apropo, ce ai învățat totuși de la Sergiu Diaconu de atunci, de 17 ani? Ce lecții ți-ai putea lua? Da, eu la liceu militar am intrat la 14 ani. Primul lucru care l-am învățat atunci este că trebuie să iubești sportul. Un bărbat trebuie să-și lucreze corpul toată viața. Fiindcă noi ca și carcasă suntem născuți să fim puternici permanent, da, ca apărători ai familiei. Da, asta este sensul nostru în general. Dar paralel am învățat ce înseamnă să ai relații. Atunci când vindeam țigări, care spuneai tu că afacere ilegală la 14 ani, era minor, nu se scoate, am înțeles că pentru ca să ai cui vinde, trebuie să cunoști oameni. Și nu în ultimul rând, am învățat că chiar având mulți prieteni, multe conexiuni care în afaceri sunt foarte importante, până la urmă oricum ești pe cont propriu. Și totuși, ce lecție ți-ai luat tu astăzi de atunci? Poate erai mai îndrăzneț, mai visător? Atunci, da. Evident, la vârsta aia, noi nu avem, un copil la vârsta aia nu are frici. Acum, știi,
înainte să faci un pas, îl chipzuiești, îl regândești, știi, eu îi spun guma asta dimestecată a minții, care este cea mai periculoasă, până la urmă, ea este motivul tuturor eșecurilor, fiindcă noi nu ne ascultăm sufletul. Și acum exersez mult la capitolul ăsta, să iau decizii ascultându-mi vocea interioară, fiindcă când vrei să iei o decizie, prima soluție care îți vine din intuiție, aia e cea mai corectă. Întotdeauna. Deja am dovadă. Știi? Dar atunci, la vârsta aia, oricum ai senzația că toată viața e în față. Și atunci chiar înțelegeam, copil fiind, eu înțelegeam că aia este perioada greșelilor. Chiar și mulți tineri care se adresează astăzi la mine, eu le spun, greșiți. Este perioada greșelilor voastre, din ele învățați. Și mergeam, puneam capul în pământ și nu aveam nicio treabă. Asta s-ar numi să-ți atingi scopul cu orice preț. Ăsta era atunci. Acum nu mai gândesc așa. Știi? Îți spuneam ieri că sunt două modalități să ai succes. Prima modalitate este să mergi pe capete, fără scrupule. Și a doua modalitate este să faci ceea ce alții nu vor sau se tem să facă. Uite, așa eu am ales vânzările. Știi? O să trecem brusc de la acest subiect la casa ta. Nu știu, locuiești la bloc? Da. Ce vezi tu prima dată pe geam dimineața când te trezești? Soarele. Mi-a dat Dumnezeu o casă cu geamuri panoramice spre soare. Asta văd în fiecare dimineață. În modul fizic, da. Acum zi-mi, te rog, de la înălțimea experienței tale, ceea ce ai reușit să faci până acum, să înveți, să trăiești, cum vezi tu lumea? Plină de oportunități. Așa o văd. Ca soarele? Ca soarele. Și așa a fost întotdeauna? Adică Sergiu Diaconu așa a văzut întotdeauna lumea? Nu. Evident că nu. Am avut perioade când îmi doream ca ziua să se termine cât mai repede. Când se întâmpla asta? Eu am avut etape destul de grele de-a lungul carierei, știi? Unde au fost și trădări și înșelăciuni. Cred de acolo mi se trage simțul ăsta hipertrofiat a dreptății, știi? Vrei să vorbim despre un caz de trădare? Nu. Nu vreau. Și atunci erau din zilele alea când vreau să termine mai repede ziua sau când, știi, noi chiar când suntem maturi, noi nu încetăm să credem în magie. Fiindcă chiar când erau zile foarte grele, cu decizii foarte dificile, dar una din sarcinile bărbatului este să ia decizii și să-și asume responsabilitate pentru deciziile luate. Asta deja este partea conștientă a vieții mele. Și să nu dai vina pe nimeni că, uite, am făcut sau nu mi-a reușit pentru că aia nu și-a făcut treaba sau ăla m-a înșelat. Da, te-a înșelat, dar tu l-ai angajat până la urmă. Deci este problema ta. Și erau zile când, închizând ochii, credeam în magie ca copilul mic, în speranța că dimineața o să deschid ochii și totul va începe de la zero. Că ceea ce a fost ieri nu a fost adevărat. Deci erau perioade când aveai pierderi în afaceri. Da, evident. Nu ai cum să nu ai pierderi în afaceri. Important este dacă ești gata sau nu ești gata să ai pierderi în afaceri. Nu există afaceri mari care nu au avut pierderi. Deci e lipsit de sens să declare așa ceva. Eu am citit câteva din postările tale pe blogul fostei companii deja, probabil Target, fostei tale companii. Și acolo ziceai așa că dacă poți să vinzi publicitate, atunci poți vinde orice în lumea asta. Așa este. Asta cred până în ziua de azi. Faptul că tu crezi într-adevăr asta a și creat
așa numitul fenomen diacon în publicitate, de-a cursul anilor? Știi, fenomenul ăsta a fost creat anume datorită faptului că mergeam înainte ca locomotivă, știi? Aveam o echipă în spate, întotdeauna am spus cea mai tare echipă și chiar munceam foarte mult, foarte, foarte mult munceam. Și mi-a plăcut foarte mult să vând publicitate. Eu atunci spuneam nu doar asta. Eu spuneam că de ce este greu să vinzi publicitatea. Și nu doar publicitate, orice tip de servicii, chiar și astăzi eu vând servicii. Am fost întotdeauna cumva adeptul serviciilor, deși am avut varii afaceri în producții, în cariera mea, deoarece tu vinzi un rezultat cu mult timp înainte ca el să fie obținut. Deci vinzi ceva ce încă nu există. Ce încă nu există. Și pentru ca să vinzi ceva ce încă nu există, să vinzi o schimbare care încă nu a parvenit, ține în primul rând de credibilitatea ta ca vânzător, ca persoană care face o promisiune și are instrumentarul necesar să țină de cuvânt. Îți amintești niște contracte, probabil, sau colaborări, când ai zis că, wow, asta e de fenomenul sau de nivelul fenomenului diacon, adică, uite, nimeni nu ar fi crezut că noi o să câștigăm acest contract, dar noi am reușit și uite ce faină campanie de publicitate sau câte vânzări am reușit să facem. În publicitate sunt de obicei contracte mari, adică noi cumva concret targetul, fiindcă până la target am avut și agenții mai mici. Concret targetul a avut norocul să gestioneze clienți mari, contracte mari. Și cea mai mare performanță pe care, dacă eu țin minte, a fost în 2007, cred, când noi practic am câștigat toate pitch-urile media de pe piață. Iarăși datorită echipei, nu le-am câștigat eu. Eu eram ca headlinerul echipei. Am avut grijă să invit în echipa mea oameni cu mult mai puternici ca mine pe zona de media. Adică eu vindeam. Asta mă pricepeam să fac, asta făceam. Eu vindeam, agream termenii contractuali, după care transmiteam mai departe clientul către echipă. Eu întotdeauna am fost un soi de beginner. Adică mie îmi place să inițiez procesele, să duc până la un scop, în cazul meu era vânzarea, semnarea contractului, după care îmi pierdeam interesul față de asta. Nu știu de ce, așa m-a făcut Dumnezeu. Dar uite că s-a dovedit că de multe ori asta era suficient, fiindcă eu făceam exact partea pe care nu-i plăcea nici unui membru a echipei noastre să o facă, și anume vânzarea. Dar ție ți-a ducea plăcere? Da, sigur. Îți spun de ce. Cumva am fost mereu fascinat de oameni, de psihologia lor, de cum iau decizii, ce stă în spatele deciziilor. Și înainte foarte mult puneam accent pe programarea neurolingvistică, pe ceea ce eu sunt categoric împotriva la asta. Acum am în partea conștientă a vieții mele, fiindcă nu poți face vânzări manipulând. Fiindcă omul la un moment dat se trezește la realitate și înțelege că el a cumpărat ceva de ce nu a avut nevoie, că a fost manipulat și atunci el devine haterul tău numărul unu. Dar atunci, cumva, bine, nu era manipulare din asta grea, dar ceva de genul, racordarea corpului, dacă el se lasă în față, tu te lași în față, dacă el dă din cap și tu dai din cap, adică chestii din astea minuscule, dar până la urmă, întotdeauna am fost adeptul stabilirii unui contact de calitate. Onestă. Da. Adică nu pot să spun, și nu cred dacă cineva poate să zică, că a semnat cu mine un contract din manipulare. Este vreo cifră impunătoare pe care ați semnat-o
sau sub care ați semnat într-un contract de câteva milioane, nu știu, sau ceva care nu era caracteristic pieței de publicitate din Moldova. A fost un tender la... Trebuia să iasă al patrulea operator mobil pe piață, compania Eventis, cred. Și atunci a fost un tender mare pe piață de $1,000,000. Și l-am câștigat noi. Ce an se întâmpla? Asta a fost, cred eu, în 2008, cred. În plină criză. În plină criză. Dar nu am mai apucat să-l... Fiindcă această companie nu și-a dat startul afacerii aici. Nu știu din ce motive, nu ni s-a explicat. Noi nu am avut de pierdut de pe... Dar asta este un indicator foarte clar că echipa mea de atunci și-a făcut foarte bine treaba pe zona de strategie și de pregătirea ofertei, care a fost una foarte vastă, fiindcă pitch-ul a fost destul de complex. Dar și eu tind să cred că mi-a făcut bine job-ul, fiindcă am făcut vânzarea. Știi? Asta a fost sub ceea ce am vândut eu personal. Adică sub ceea ce am vândut și am semnat. Fiindcă au fost până atunci au fost contracte și de jumătate de milion clienți și de 300 de mii și de 10 mii și de tot soiul. Fiindcă știi cum este o înțelepciune japoneză, cred. Că oceanul este mare deoarece nu refuză râurile mici. Râurile mici îl fac mare. Și întotdeauna cumva m-am ghidat după... Dar am ajuns la un moment dat cu agenția că nu mai aveam nici spațiu. Deci aveam peste 50 de oameni deja în echipă, nu mai aveam nici spațiu. Am fost nevoiți să mai luăm în centru încă un spațiu suplimentar. Deși aveam deja o clădire cu 3 etaje în care era plasată agenția. Și atunci ne-am pus un plafon minim. Uite, clienți sub plafonul ăsta nu luăm. Clar că unor clienți nu le-a plăcut, fiindcă, iarăși, făcând trimitere la echipă, echipa a fost cea care a adus mulți clienți în delirul ăsta, că vreau să lucrez anume cu echipa asta, vreau să fiu deservit anume de echipa asta. Și atunci eu am înțeles cât de importantă este echipa, până la urmă, fiindcă niciun antreprenor fără o echipă. Și anume din motivul că mulți antreprenori se tem să ia oameni mai buni. Dar ce înseamnă oameni mai buni? Oameni scumpi. Ei încearcă să joace rolul de one-man show. El e și director, el e și vânzător, el e și negociator, tot el e cu importurile, tot el e cu logistica și după asta se dă întrebarea. Ce nu merge? Asta nu merge. Ești adeptul coordonării unei echipe pe orizontală sau pe verticală? Ce crezi despre subordonare în general? Eu nu cred, nu am crezut niciodată în formula ierarhică. Ea este, bine, este foarte important să dau un comentariu aici. Ierarhia este, nu că necesară, ea este crucială în corporațiile mari. În corporațiile mari nu este posibil să gestionezi procesele atunci când ai ierarhie orizontală. Fiindcă echipa se întinde pe o suprafață mult prea mare. Și atunci segmentarea proceselor este foarte dificil de o făcut. Dar noi, bine, eu nu consider că 50 de oameni este o companie mare. De aceea întotdeauna am aplicat, cred, mai mult managementul deschis. Da? Adică chiar întotdeauna când desenam, structura organizatorică a companiei era cerc, da? Și în mijlocul cercului eram eu, dar la același nivel, chiar în semnătura mea digitală din e-mail-uri, nu era scris director general, era scris the first among equals, adică primul printre semeni. Știi? Adică mă poziționam mult ca lider de echipă, ca un soi de project manager, decât
mare director de corporație, deși cifra de afaceri era destul de impunătoare pe atunci, cred eu. Cum îți alegeai oamenii? Pentru că noi avem tipuri de angajați care sunt obișnuiți cu directori ce au o foaie sau o fișă de post clar stabilită și îți cer 1, 2, 3. Adică avem și astfel de angajați care nu sunt gata să preia inițiativa și să-și facă munca fără ca directorul să-i dea indicații. Ai niște criterii bine stabilite pentru a-ți alege oamenii din echipă și care ar fi ele? Eu întâi de mă uit la doar două aspecte. Aspectul numărul 1 este atitudinea. Cum este scalată ea și cum este verificată? Da, eu asta o văd deja la etapă de interviu. Atitudinea față de interviu, întârzie, nu întârzie, maniera de a discuta. Majoritatea vin nepregătiți, da, pică la întrebarea ce știi despre noi. Ai, uite, eu am aruncat 100 de CV-uri prin toată piața și sunt în așteptare. Din păcate, la noi oamenii nu știu ce înseamnă să cauți un job. A căuta un job este să trimiți CV-ul și după asta revii cu sunete de follow-up la infinit până nu primești acel job. Noi suntem și așteptăm, dar trebuie să lupți pentru un job. De aceea, atitudinea este cea care e numărul unu. Orice om îl poți învăța, orice. Da? Noi avem mintea destul de flexibilă, mai ales tinerii din ziua de azi. De ce îi iau în primul rând prin atitudine? Dacă el vine nepregătit, dacă el nu și-a făcut temele pe acasă să știe exact la cine vine în interviu, nici despre persoană, nici despre companie, nici despre domeniu, nu a analizat o eventuală competiție pe piață până a venit la interviu, pentru mine asta este bad attitude. Deci este o atitudine proastă, care cu siguranță nu pot să spun, dar o mare probabilitate este că va fi aplicată și în jobul în sine. Și a doilea criteriu este dragostea pentru oameni. Fiindcă candidații care vin și își critică angajatorii precedenți, deci nu au nicio șansă să ne mirească la mine. Deci absolut nicio șansă. Ce ține de inițiative și care, cât de clare sunt granițele unde, știi, de multe ori se spune că drepturile mele se termină acolo unde încep drepturile altui om. Același lucru teoretic ar trebui să fie și într-o companie, însă eu întotdeauna am fost adeptul unui sistem, el acum a fost definit ca fiind agile, unde fiecare angajat în interiorul companiei are posibilitatea să se manifeste în area în care el este puternic. Evident că atunci eu nu știam lucrurile astea, dar eu făceam intuitiv un lucru. Eu pe ce poziție, dacă cream o poziție, eu în poziția asta învroiam omul care este numărul unu în domeniu pe piață. Deci eu întotdeauna am căutat pe piață. Aveam nevoie de un director media, deci eu umblam și întrebam cine este director media numărul unu de pe piață. Uite ăla. Mă duceam și duceam în discuții. Cine este cel mai puternic om de creație de pe piață? Ăla. Mă duceam și duceam negocieri. Anume datorită faptului că am avut directorul media numărul unu, directorul de creație numărul unu, directorul de BTL numărul unu, adică tot ce înseamnă promoție și așa mai departe. Tot ce înseamnă cel mai tare director pe zona de key account. Deci datorită anume faptului că am ținut să am numărul unu, am crescut foarte repede. Deci noi, de la nașterea agenției până la leadership, a trecut un an de zile. Anume datorită oamenilor, fiindcă ei, intrând în agenție, aveau un grad înalt de expertiză deja. Ăsta a fost credul meu atunci, el rămâne și până în ziua de astăzi, dar dacă vrei să ai o echipă puternică, oamenii tăi trebuie să fie bine plătiți. Și acum, de la înălțimea acestei experiențe și a unei echipe foarte bune, tu spuneai că dacă vrei să ai succes, oamenii trebuie să fie chiar și mai buni decât tine, da, pe anumite aspecte. Cum vezi tu lucrurile în companiile din Republica Moldova în general? Toți angajatorii, majoritatea, se plâng că nu au angajați, nu găsesc angajați potriviți. De cealaltă parte, o bună parte a societății spune că nu avem unde să lucrăm. Mie mi se pare, și din experiențele pe care le-am avut eu, că am testat câteva interviuri să văd cum funcționează treaba asta în cadrul companiilor,
oamenii care vor să angajeze, ei nu știu de cine au nevoie. Și de cealaltă parte, omul care vrea să se angajeze, el nu știe cu ce sau cât de bun poate fi el pentru acea companie. Și când se întâlnesc față în față, unul nu știe ce să ceară, celălalt nu știe ce să ofere. Nu știu dacă am dreptate, dar cel puțin am observat companiile care vin din exterior au cultura de a găsi angajați potriviți. Angajații deja încep să caute din istoria companiei, să vadă dacă se identifică cu valorile companiei, dacă se vor simți bine acolo. Și aici îți pot da exemplu surorii mele care a plecat de la un job bine plătit la unul la jumătate din salariul pe care îl avea, doar pentru că ea a știut că se identifică cu valorile acelei companii și va crește ulterior. Ceea ce și s-a întâmplat peste câteva luni. Dar nu toți au curajul să facă treaba asta. Care e problema totuși pe piața muncii din Republica Moldova? Eu cred că problema și este și nu este. Totul depinde sub ce aspect o privești. Problema este de fapt în ambele părți. Hai să, eu fiind angajator, vreau să încep cu, să scot prăleala pe zona de angajator. Majoritatea angajatorilor nu știu care este profilul angajatului pe care și-l doresc. Știi, asta exact cum ți-ai pune scopuri. Vreau să fiu bogat. Nu. Vreau să am o casă până în anul X, o mașină până în anul Y și un cont bancar de suma X până în anul 2025. Ăsta este un scop pus. Același lucru se întâmplă și cu angajatul. Îmi doresc un angajat competent pe dimensiunea asta, asta, asta și asta. Sunt gata să-i plătesc salariul ăsta. Dar noi de multe ori, și am observat la mulți clienți de-ai mei, la mentorat care vin, ei caută un om bun, dar nu au criterii foarte clare. Om bun în ce? Om bun nu este profesia. Adică angajatorul are o problemă deja la etapa de calificare a persoanei care vine să fie intervievate. Și atunci greșeala cea mai des întâlnită, cel puțin în cercul meu de clienți pe care i-am deservit până acum, este că ei iau o persoană și încep să-i găsească un loc în companie, să o achipuie cam unde ei s-ar potrivi cel mai bine. Deci este greșit. Tu trebuie să știi concret exact de ce persoană tu ai nevoie, care este calificarea. A doua problemă a angajatorilor este că angajatorii noștri, marea lor majoritate, nu au calificarea necesară de a angaja pe cineva. Ei nu știu cum să facă asta. Ei se limitează la, am pus un anunț pe 3 din 9, am dat câteva sunete, le-am făcut o invitație să vină și stăm foarte atent, ascultăm și încercăm să ne creăm o impresie la nivel de chimie. Atâta tot. Deci nu se prea uită la calificare. CV, eu în general nu citesc CV-urile, acolo sunt foarte multe povești. Da, am făcut asta, am putut asta, am făcut strategii și când întreb cum arată o strategie făcută, de tine ai un exemplu, deci se rupe firul, pur și simplu. Deci asta este partea angajatorului, deci lipsa cunoștințelor, cum să angajeze corect, doi, nu dau teste elementare de loialitate, de competență. De exemplu, iarăși revenind la fiica mea, care am spus că este, a fost și este în continuare, slavă Domnului, cel mai de succes proiectul meu. Ea când a făcut colegiul în Marea Britanie, a luat 120 de puncte din 120 la examenul de absolvire, singurul copil în istoria colegiului care a luat nota asta la economie, după care a făcut universitatea în Nottingham, tot în Marea Britanie. Și când a terminat universitatea, noi înțelegeam că ea trebuie să-și ia un job, ceea ce eu recomand inclusiv tinerilor din ziua de azi, mulți mă întreabă, în ce să investești bani? Nu trebuie să investești nimic bani. Ia-ți un job. Get a job. Fiindcă acolo oamenii o să te învețe anumite competențe de care tu vei avea... Să ai platformă să obții experiență. Exact, exact. Și după asta tu vei avea siguranță că banul pe care tu investești, tu nu-l pierzi, dar îl vei multiplica. Acum tu având bani, investești neavând capacitățile necesare de a gestiona acești bani, tu este foarte posibil că îi vei pierde. Și atunci când noi am înțeles că fiica mea trebuie să își ia un job pe măsură, eu ce am făcut? Am adus-o din Marea Britanie în Chișinău, am angajat o companie de resurse umane și ea a pregătit-o pentru interviu.
Deci a trecut teste peste teste, teste de compatibilitate cu diferite tipuri de profesii, a făcut teste de loialitate, a făcut teste de competențe, a trecut câteva teste de IQ. Înțelegi? Și atunci când tu te duci la un angajator și îi pui rezultatul testelor pe masă și când el vede că IQ-ul tău e 136, timp în care un IQ mediu e 92, da? Că tu te-ai pregătit că vii cu un teanc de teste și rezultatul lor și un CV sustenabil. Evident că așa un om o să lupte. Și pentru dânsa chiar au luptat. Au luptat mereu s-o aibă în compania lor, fiindcă ea s-a pregătit. Asta deja așa am ajuns treptat în partea potențialilor angajați. Ei nu fac așa ceva. În primul rând, competența lor de a se angaja este zero. Ei nu se pregătesc, nici măcar nu au un CV. Majoritatea care inclusiv nou ne scriu, iată, ceea ce eu întotdeauna chiar aș putea spune, nu o să mă tem de cuvântul ăsta, am urât întotdeauna. Când noi punem un anunț în rețele de socializare că avem o poziție deschisă, ai noștri se limitează la cuvântul detalii. Scrie sub postare detalii, detalii, detalii și până jos toți au scris 2-3, efectul turmei, și până jos toți detalii, detalii. Dar când am crezut că lenea potențialilor noștri angajați și-a atins apogeul, am greșit. Culmea culmilor a fost mai nou, pune doar semnul plus. Plus, 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 plus. Evident că nici măcar nu-i bagă în seamă pe oamenii ăștia. Fiindcă ei nu luptă. Eu vreau ca angajatorul, ca angajatul să lupte, că vrea să muncească anume la mine. Nu ceva temporar. Și aici eu cred că noi avem o problemă mult mai globală. Fiindcă ceva a generat această atitudine. Ne mai vorbim de fapt că 95% din cei invitați la interviu nu vin niciodată. Și problema este pandemică. De ce? Banii care vin din străinătate. Oamenii noștri nu au, din păcate, mai ales tinerii, ei nu au dezvoltată legătura dintre a trăi bine și banii care îți vin în buzunar. Banii pur și simplu vin. Ei nu au obiceiul să muncească pentru ei, pur și simplu vin. De atunci, pentru ce eu să muncesc când banul îmi vine pur și simplu? Și atâta timp cât la noi elevul sau studentul vine la universitate cu Porsche, iar profesorul cu turleu, la ce putem să ne așteptăm? Și nu e oportună întrebarea cine e de vină. Pentru că nu e nimeni de vină aici. Au fost așa circumstanțele, dar oportună ar fi întrebarea ce facem să schimbăm aceste lucruri. Sau cum le schimbăm? Evident că trebuie de schimbat, în primul rând, cultura antreprenorială. Ceea ce cred eu antreprenorii, noi antreprenorii putem controla, este să avem răbdare și să rejectăm tot ce nu este conform anumitor standarde. Și atunci, când potențialii angajați vor vedea că a mers la o companie, a fost rejectat, la a doua, la a treia, la a cincea, creierul să înceapă să gândească altfel. Wait a minute. Asta, de ce asta se întâmplă? În cel mai bun caz, care sper să fie așa, o să începi să suni la aceste companii să întrebi, why? De ce nu m-ai luat? Ce nu a fost ok? Și atunci tu ai să afli, ai venit nepregătit, ai întârziat 30 de minute, da? Ți-ai judecat angajatorul precedent. Ceea ce este greșit, nu doar ca gest, dar omul ăla, așa cum a putut, ți-a oferit un loc de muncă, ți-a plătit un salariu, a contribuit la bunăstarea ta și a familiei tale. Din păcate, majoritatea angajaților le pare că să faci business e simplu. Dar ei nu înțeleg că de foarte multe ori banii pe care îi câștigă prin salariu un angajat este de 2-3 ori mai mare decât în luna respectivă face proprietarul acestei afaceri. Și mulți angajați se simt mai confortabil să fie angajați. Din acest considerent, cei care cunosc dacă, iarăși, obiectivul lor este să obțină doar bani. Uh-huh.
De cealaltă parte, ziceam că pe termen lung totuși trebuie să schimbăm ceva și în educație. Aici, eu nu știu dacă educația financiară pornește de la cei 7 ani de acasă, dar cel puțin în universități, în universitățile cu profil economic, de exemplu, ce ai vedea tu schimbat, modificat în curicula predată pentru ca acele generații de tineri specialiști să vină cu o nouă abordare pe piață? Știi, e o întrebare la care eu mă gândesc de mult. În general, este o filozofie pe care o promovează Robert Kiyosaki. Și eu foarte mult rezonez cu ea. Evident că totul pornește de acolo. Sistemul de învățământ este un reboot al Uniunii Sovietice. Totuși, noi încă avem anumite influențe istorice, din păcate. Este de a instrui oamenii astfel încât, după ce finalizează studiile, să-și iau un job, să muncească, să-și acceseze un credit, după care un leasing, după care încă un credit și să trăiască îndatorii toată viața lui. Pe noi nu ne învață în instituțiile de învățământ superior cum să faci bani, ce înseamnă antreprenoriat. Eu cu siguranță aș recomanda și am asta în plan, ți-am spus și ieri. Vreau să vin cu recomandările mele pentru instituțiile superioare de învățământ care au o tangență cu zona financiară, economică, managerială, să revadă anumite aspecte ale curiculei actuale. Fiindcă doar atunci când din universitate copiii noștri o să fie învățați cum să facă bani, ce înseamnă un unit economics, ce înseamnă un plan de afaceri, un studiu de fezabilitate, ce înseamnă în general piața și regulile pieței, ce înseamnă competiție, importanța competiției, ce înseamnă marketing autentic. Nu când am fost eu speaker la una din universitățile noastre în anul 4, la marketing. Și când am întrebat auditoriu cine îmi spune ce este marketingul, eu nu am primit niciun răspuns. Anul 4. Știi? Ce este marketingul? Marketingul este, din punctul meu de vedere, este studiul de piață și știința ce ține de punerea în circulație a unui produs. Și ce e ce ar trebui să învățăm noi mai des? Și ce e ce am vrut să spui voi? Pentru mine ești foarte tânără, știi? Sorry. Și ceea ce ar trebui să învețe? Bine, este o știință mult mai mare, fiindcă marketingul, există trade marketing, există communication marketing, sunt multe forme de marketing care sunt în gust specializate, fiindcă, de exemplu, un specialist în communication marketing nu este deloc obligatoriu să fie specialist în trade marketing, care ține nemijlocit de zona de produs. De aceea, marketingul este un domeniu foarte important, dar nu cel mai important până la urmă, știi? Fiindcă marketarea poate fi făcută, a unui produs poate fi făcută foarte ușor atunci când produsul este calitativ. La noi pe piață foarte mulți traineri vorbesc exclusiv marketing, vânzări, dar foarte puțin vorbesc despre produs, fiindcă până la urmă toate sistemele sunt construite în jurul anume a produsului. Și aici, dacă deschidem o paranteză, se întâmplă de multe ori că un produs foarte bun, dar care nu are parte de un marketing foarte bun, rămâne nevândut și de cealaltă parte, cei care îndrăznesc să facă multă publicitate și nu doar, își vând produse de proastă calitate. Aici, probabil, iarăși ar trebui să existe un mecanism de a selecta piața, de a da prin sită ce este bun și ce nu. Cum vezi tu evaluarea produselor de calitate pe piață? Prin certificare sau? Este foarte subiectiv. Certificarea, acum pe bune, certificarea deloc nu înseamnă că produsul este calitativ, fiindcă vreau să-ți spun că standardele de calitate impuse de fostul GOST este departe de rigorele pieței în sine. Da? Ele au fost făcute în baza unor modele matematice și economice de multe zeci de ani în urmă, după care instituțiile de stat se ghidează și în ziua de astăzi, din punct de vedere legal. Da? Dar validarea pieței
este cea care trebuie să stea în capul mesei. Validarea pieței, am în vedere validarea consumatorului a produsului tău. De aceea, de exemplu, la mulți din clienții mei, noi le facem, inclusiv pentru noi, pentru produsele noastre educaționale în afaceri, noi facem așa numitul customer development. Adică noi facem foarte multe sondaje, noi facem focus grupe, facem degustări secrete, da, el nu știe cine este producătorul a produsului, dar își poate, ca să-și poată spune obiectiv. Noi întrebăm mereu cum tu vezi, iată, de exemplu, nu știu, consumi un lapte, care sunt criteriile de selecție a produsului, cum alegi producătorul, cum alegi ambalajul, cum alegi produsul în sine, că e gust, că e disponibilitate, că sunt reducerile, lucrurile astea trebuiesc prelucrate cu piața. De aceea, din punctul meu de vedere, da, tu ai perfectă dreptate. Sunt multe produse bune care sunt prost marketate și invers. Dar asta ține deja exclusiv de partea asta de business. Ori anume asta trebuie să învețe copiii noștri în universități și în institute. De aceea, marketarea pe piață, partea economică, partea de afaceri, cifre, iată, zona de cifre, în general, e partea cea mai problematică la noi pe piață, fiindcă când noi ajungem la cifrarea unei afaceri, atunci se stinge lumina. Deci noi toți știm ce avem de făcut, cum avem de făcut, dar când ajungem la etapa de acțiune, se rupe firul. De ce? De exemplu, în cazul nostru, primul lucru care noi, când venim să consultăm un client, îi ridicăm cifrele. Și atunci, când îi spun, dă-mi, te rog, raportul de venituri și pierderi. De ce e ăla? Dă-mi, te rog, frumos, costul de marketing. Păi, nu știu, acolo dau un 200-300 de dolari. Adică, evidență financiară nu există. Planificare financiară nu există. Nu există să faci un forecast pe o perioadă de minim 3 ani de zile pe zona de profitabilitate și să gândești instrumentariu cum tu poți să atingi acest obiectiv. Nu se lucrează pe obiective deloc. Noi mergem foarte mult pe intuiție în business-ul de la noi. Anume, de ce corporațiile mari, când vin, ele au succes, de ce? Fiindcă ele vin cu un sistem bine care pus la punct. Nu poate face concurență. Cel puțin cei de la noi nu pot să facă concurență cu ele. Bine, sunt companii care, nu vreau să le fac publicitate, dar sunt companii de la noi care eu consider că fac, inclusiv pe zona de IT, inclusiv pe zona de F&B, de food and beverage, care fac față competiției externe cu brio. Fiindcă noi avem produse de foarte înaltă calitate. Și pe zona de textile, și pe zona de băuturi, și pe zona de produse alimentare. Mai nou, avem foarte mult know-how, inclusiv pe zona de tehnologie pe care le exportăm. Deci noi avem o piață cu foarte mare potențial. Noi doar avem nevoie de o platformă unde să ne pregătim aceste cadre care vor propulsa țara noastră în sus din punct de vedere economic. Și în ultimul rând este plata taxelor. Deci obiceiul business-ului autohton de a plăti taxe. Fiindcă noi toți ne dorim drumuri de calitate, ascensoare noi, trotuare safe, locuri de parcare, dar puțin cine văd corelația dintre taxele plătite și acele elemente de infrastructură pe care noi ne le dorim. Sau chiar dacă văd și înțeleg corelația, atât timp cât li se permite să evite anumite plăți și conștiința le permite să facă acest lucru, o fac pentru că nevoia de moment e mai importantă, ceea ce au în buzunar acum. Eu am trezit expertul din tine și am simțit că ești ca la o ședință de mentorat acum. Probabil cei care ne urmăresc o să aibă multe de luat din ceea ce ai povestit tu până acum și ai explicat. La rândul tău ai avut mentor pe parcursul vieții, probabil. Aș vrea să-ți amintești de câțiva dintre ei, dacă vrei să ne dai niște nume, care au însemnat foarte mult pentru tine, dar să ne vorbești despre unul. Cel care te-a format, poate, pe tine ca și caracter, ca și specialist în acest domeniu, pentru că tu nu ai avut studii în sfera asta, nu? Tu nu ai făcut studii de specialitate în domeniul marketingului publicității. Nu, eu nu am făcut. Bine, eu am, îți spusesem că am
facultatea finalizată militară la Sibiu, în România, Academia Militară, după care în paralel am finalizat și specialitatea civilă de-a lungul la aceleași 4 ani de zile, care atunci se numea management social, da? După care cuvântul social a picat, clar că nimic nu mai este valabil din ceea ce am învățat noi atunci, după care am intrat la masterat în MBA la Newport University, dar m-am plictisit foarte repede. Am umblat, cred, am mers la lecții, cred că jumătate din termen. De ce m-am plictisit? Fiindcă la etapa aia eu deja aveam 10 ani în afaceri și foarte multe lucruri care ne învățau acolo, eu deja le cunoșteam și le pusesem în practică. În multe nu credeam. Bine, acum MBA era atât diferit decât era atunci. Oricum, nu am încetat niciodată să învăț. Adică elementul de self-development l-am pus întotdeauna în capul mesei din punctul ăsta de vedere. Mentorul care a pus bazele unei gândiri de afaceri, unei gândiri antreprenoriale, a fost fostul meu patron, nu i-aș spune superior, fiindcă el era doar patronul companiei, și anume Mihail Titov. El a fost proprietarul rețelei de supermarkete Green Hills, Energy Fitness. Eu am avut marea onoare să lucrez cu el și echipa lui. Și atunci, nu știu, avea el probabil o simpatie aparte față de mine, fiindcă de multe ori stătea cu mine câte 3-4 ore pe zi și îmi desena, uite, Sergiu, asta înseamnă TVA, asta se calculează așa, asta înseamnă sold, asta înseamnă pierdere, asta înseamnă profit, cum se calculează profitul, cum se calculează pierderele. A făcut-o fără niciun motiv. Sau poate a făcut-o cu un motiv, nu cunosc, fiindcă am lucrat la el doar 3 ani de zile, după care am plecat, că am primit o altă ofertă de job, după care eu, după o vârstă de 20 ceva de ani, nu mai țin minte exact, nu am mai lucrat pentru nimeni niciodată mai mult. Am lucrat doar, am fost pe cont propriu. Am trecut și frici, și mai mari și mai mici, dar cumva am simțit că vreau să fiu pe cont propriu. Sunt un pic rebel și nu-mi place să mă subordonez. Deși sunt un jucător de echipă. Adică e un pic paradoxal, dar știi, noi toți suntem oameni ai contrastelor până la urmă. Deci el este cel care a pus bazele mele, după care tot în echipa lui a fost un italian, Erio Malagoli, un italian care era un soi de project manager pe rețeaua lui de Green Hills-uri. Și el mereu se apropia și zice, ce faci? Și eu spun, uite, fac ceva, nu contează. Și el vine și mi-arunca o cărțiulie și zicea, uite, vezi cum funcționează business-ul, ia și citești și mâine îmi spui. Știi? Iarăși, deși nici poziția mea nu era pe zona de business, știi? Dar cumva, probabil au văzut ei în mine un potențial sau poate aveau anumite planuri în privința mea, știi? Fiindcă eu eram muncitor, întotdeauna cumva am fost mândru că eu am fost worker, știi? Am muncit întotdeauna, mi-a plăcut să muncesc și probabil au văzut când un om stă până la 1-2 noapte zi de zi la job, nu poți nu-l observi, știi? Și ăștia au fost oamenii care m-au propulsat, după care, iarăși, de-a lungul vieții mele profesionale, întotdeauna am avut oameni care m-au ajutat să cresc. Anume, de atâta, știi, mie nu-mi place când cineva din antreprenori spun că m-am crescut singur. Nu poate fi nimic mai neadevărat, fiindcă de-a lungul vieții tu ai mentor, indiferent conștientizezi tu că omul ăsta este mentor sau nu, tu ai competitori de la care înveți, tu ai profesori de școală, chiar și educatoarea de la grădiniță te-a învățat ceva, școala te-a învățat ceva, profesorii de la școală, după care universitatea. Deci tu ai avut de-a lungul vieții tale anumite perioade de timp în care anumiți oameni te-au format pe tine ca
ca personalitate, ca afacerist. Ai făcut limbă engleză, ai trecut cursuri, corect? Ai învățat... Deci oameni care te-au ghidat, te-au ajutat. Exact. De aceea nu poți... Este o declarație falsă din punctul meu de vedere, că m-am făcut singur pe mine. Și după care a fost un alt mentor care m-a învățat, de fapt, foarte mult. A fost persoana care m-a invitat pe mine în publicitatea și lângă care am fost 3 ani, care este o persoană, nu vreau să dau numele, dar m-a învățat foarte multe lucruri. Este o persoană extrem de inteligentă, cu multă experiență. El a fost cel care a insistat întotdeauna, în primul rând, să învăț limba engleză. Și am văzut ce înseamnă, prin susținere morală, să crești. Noi de multe ori ce facem? Reproșăm. Ți-am zis, faci, nu ai făcut. De câte ori să-ți repet? Uite, știi, niciodată n-a făcut chestia asta. El întotdeauna, chiar dacă vedea că greșeam, îmi spunea, Sergiu, uite, it's ok. Da? Nu ai experiență, așa învățăm. Adică, cumva, a avut o abordare din asta mai paternă. Deși eram de o vârstă. Noi am învățat împreună în România. Știi? Am învățat foarte mult de la el. După care am învățat foarte mult de la partenerii mei cu care am înaintat ulterior. Adică, de-a lungul vieții, da, am avut mulți mentori. Cum îți pare fraza asta, când alții coboară, noi urcăm? Când alții coboară, noi urcăm. Da. Mi se pare o frază foarte bine ancorată la realitate. Noi ne dorim ca să urcăm toți odată, știi? Dar de ce asta nu este posibil? Fiindcă trebuie să fie un echilibru. Nu poți fi toți sus sau toți jos. Întotdeauna trebuie să existe cineva de sus care să-i gestioneze pe cei de jos. Fiecare profesie este necesară, este sfântă, fiecare om este la locul lui. Și este important să înțelegem asta. Noi cumva în parcursul vieții mereu ceva căutăm, nu ne găsim locul, știi? Dar de ce? Fiindcă noi nu știm care este locul nostru. Noi nu putem lua o decizie. Care este locul meu, în general, în lumea asta? Cine sunt eu și pentru ce am venit aici? Noi nu ne dăm astfel de întrebări. Sunt mulți care încep să se trezească la realitate. Dar mi se pare, cel puțin pe zona de economie, de pe o piață, este un proces perfect firesc. Unii coboară, alții urcă. Dar este un lucru important care nu mulți antreprenori înțeleg asta, că foarte repede te schimbi cu locurile. Și iarăși alții coboară și alții urcă. Exact. Zi-mi, te rog, dacă ai avea mai mult timp pentru lucruri care îți plac, ce ai face? Aș fi mai mult cu mine. Eu întotdeauna am crezut că sunt o persoană suficientă pentru sine. Mie mi-este interesant singur cu mine. Una din activitățile mele preferate este gânditul. Îmi place foarte mult să gândesc. Clar, citesc foarte mult, mă uit podcasturi, inclusiv ale tale. Sunt abonat la foarte multe cursuri, adică îmi place să petrec timpul în singurătate, dar asta nu înseamnă că îmi place să fiu singur. Este important de înțeles diferența dintre a petrece timpul în singurătate și a fi singur în viață, în general. Noi suntem ființe sociale, noi nu putem să petrecem foarte mult timp în singurătate, izolați de alții. Și atunci când nu ai timp să fii singur, să gândești mult așa cum îți place, dar trebuie să te concentrezi asupra lucrurilor cotidiene. Cum te concentrezi? Ce te face să te concentrezi? Prioritățile. Cum stabilești prioritățile? După efectul pe care îl generează o prioritate odată ce este îndeplinită. Dacă s-o iei drept după prioritate, clar că prioritatea numărul 1 este familia. Pentru un bărbat, familia trebuie să fie prioritatea numărul 1 întotdeauna. Chiar de multe ori eu pot să fiu în mijlocul unei întâlniri online cu partenerii, cu clienții, nu contează.
Dacă mă sună fiica mea, eu am pus pe pauză tot. Deci indiscutabil. Se întâmplă să nu îmi reușească. Dacă sunt, de exemplu, în mijlocul unei fraze, eu pot să răspund, să întreb dacă este urgent. Dacă nu, revin, dar întotdeauna răspund. Este prioritar pentru mine. Echipa mea este printre priorități, dar vreau să spun că eu foarte mult timp petrec în ultima perioadă în reflexii la capitolul spiritualitate, fiindcă noi cumva ne-am obișnuit să abordăm viața tehnic, știi? Nu este nimic de mirare aici, fiindcă, din păcate, Moldova este o țară care a fost plasată în anumite circumstanțe care ne-au dus la situația în care noi mereu trăim în survival mode. Adică în... Cum să traduc? Supraviețuire. Exact. Noi suntem mereu cumva la etapa de supraviețuire. Anume de ceea, exact ce ai spus tu, este perfect valid că oamenii pun prioritate să plătească taxe sau să riște să nu le plătească și să pună ceva pe masa familiei. Deci alegerea pe care o fac oamenii noștri este perfect, din punctul ăsta de vedere, perfect legitimă, din punct de vedere a priorităților. De aceea, partea spirituală, din punctul meu de vedere, este foarte importantă. Și la asta ajung toți, cu vârsta. Este o chestie doar ce ține de vârstă. Acum au început, inclusiv tinerii, să cumva să-și întoarcă privirea spre yoga, meditații, biserică, fiindcă, știi, cumva... Când nu ne este rușine să vorbim de Dumnezeu, știi? Eu am văzut asta de foarte multe ori. Și nu cred că de ce noi conștientizăm că suntem niște creștini proști. Adică nu că proști ca minte, dar creștini de proastă calitate, fiindcă noi credem doar atunci când avem probleme și ne adresăm Domnului, Doamne ajută-mă, știi? Și un ateu spune, Doamne ajută-mă. Da. La greu. Și după ce cumpână trece... Uităm de Dumnezeu, știi? Uităm să mulțumim. Îți spuneam ieri că mulțumirea este cea mai tare rugăciune în care cred. Rugăciuni pot fi multe, dar mulțumirea pentru ceea ce ți se oferă. Eu chiar am un cartonaș pe care mi l-a dat, apropo, o domnișoară din Ucraina. Erau primele zile de când au început să vină fluxul ăsta mare de refugiați. Mergeam cu un prieten de-a meu pe un trotuar, am parcat mașinile și mergeam să mâncăm ceva, nu mai țin minte, pe Ismail. Și s-a apropiat o domnișoară cu un teanc de cartonașe pe care ea le-a desenat fiecare cu mâna ei, știi? Și zice, uite, alege din acest teanc și mă plătești cu cât vrei tu. Dacă nu vrei, poți nu mă plătești, dar oricum ea. Adică a avut o abordare din asta foarte, știi, creștinească, deși înțelegeam că ea, venind într-o țară străină, neștiind pe nimeni, trebuia cumva să supraviețuiască și a încercat să pun în valoare ceea ce ea știe să fac cel mai bine, să deseneze. Și atunci eu am scos de undeva pe la mijloc, fiindcă ea a făcut așa, și am scos de undeva de pe la mijlocul teancului o carte și am întors-o și acolo era scris «Спасибо Богу за каждый новый день». Știi? Asta cumva mi-a rezonat foarte mult. Este cumva asta fraza de care te ghidezi în fiecare zi acum? Da, știi, momentul în care treci prin moartea celor dragi, și la mine a decedat tata, destul de tânăr, la 54 de ani, de cancer, după care a decedat fratele meu mai mic, la 31 de ani, într-un accident rutier, înțelegi că, în primul rând, începi să înțelegi viața altfel, să o prețuiești altfel. Și evident, când tu conștientizezi că ea se poate întrerupe oricând, și asta nu depinde de tine sub nicio formă, atunci sigur că tu în fiecare dimineață când deschizi ochii, trebuie să fii mulțumit și recunoscător pentru faptul că încă o dimineață, și nu doar tu, dar că și cei dragi ție au deschis ochii și văd soarele. Pe final mai am o singură întrebare. Cum facem să fim buni? Sau cum faci tu să fii bun? Știi, din punctul meu de vedere, a fi bun este o tendință falsă. Noi suntem buni atunci și până acolo, până unde avem interes. Cumva, bunătatea noastră
este pusă pe aceeași tavă cu interesul. Dacă o faci dezinteresat, atunci tu poți să te numești o persoană bună. Noi donăm la biserică, vezi, Doamne, eu și ți-am pus acolo în borcanaș 20 de lei, vezi-mă, auzi-mă. Mie îmi plac oamenii care sunt buni în anonimat. Aia este bunătatea autentică. Dar atunci când tu mergi la o casă de copii, duci niște bunuri și urli pe toate blogurile și cu poze și cu copiii aia care vai de capul lor, dar tu încerci să-ți faci imagine, aia nu este bunătate, ăla este PR ieftin. Bunătatea este atunci când ai capacitatea de a ierta oamenii din jurul tău, indiferent cum au procedat în raport cu tine. Aia este bunătate din punctul meu de vedere. Să încerci să înțelegi motivul de ce a procedat așa. Și cum pe noi ne învățau în coaching, că am făcut-o și pe asta, școala de coaching, este că indiferent cum procedează omul, el o face din intenții bune. Da, intenții bune pentru sine, dar totuși o face din intenții bune. Foarte puțin cine procedează într-un fel, având scop intenționat de a-ți face ție rău. Intenția lui a fost bună, el nu știa că asupra ta asta o să aibă un astfel de impact. Știi? Eu polemizez la capitolul ăsta, dar mie mi-este foarte greu să trec peste anumite lucruri. Eu încerc să învăț să fiu iertător. Sunt foarte tolerant, deci chiar sunt de cei în jurul meu considerat o persoană foarte tolerantă. Adică pot să închid ochii la foarte multe lucruri. Nu pot să spun că întotdeauna închid ochii dezinteresat. Știi? Acum trebuie să fim sinceri unii cu alții. De multe ori înghiți anumite situații, treci cu vederea în încercarea de a avea răbdare, ori să vezi cum se va manifesta această persoană în continuare. Sau de dragul a ceva mai mare, înghiți chestii mai mici. Știi? Dar tendința oricum nu a dispărut niciodată, fiindcă a fi un bun nu este o profesie, este o chemare. Și atunci când tu simți că este chemarea ta să ajuți oamenii, să iubești, dar să o faci într-o manieră sinceră, dezinteresat, atunci dacă tu răspunzi acestei chemări și valorifici această chemare într-o manieră autentică, repet, dezinteresat, atunci sigur te poți considera o persoană bună. Eu am, nu știu dacă știai, apropo, Fundația de Caritate, caritate.media. Da. Eu intenționat nu am abordat acest subiect, deși ar fi trebuit, probabil. Uh-huh. Pentru că mi-am dorit ca, fără a îți atribui meritele obținute pe parcurs prin susținerea ta și din această Fundație de Caritate, să înțelegem cine este Sergiu Diaconu totuși. Și am observat că Fundația de Caritate a venit dintr-o chemare a ta interioară, pentru că așa ești tu. Este adevărat, îți spun și formatul în care este caritate.media acum, în mare parte, se datorează numie. De ce eu întotdeauna spun că eu am fost fondatorul acestei fundații? Este injust să spun că așa cum arată ea astăzi este datorită mie. Nu, fundația a fost creată în memoria lui taică meu, care a murit de cancer, spusese mai devreme, și îi poartă numele și până în ziua de azi, îl numea Gheorghe, fundația se numește Sfântul Gheorghe, caritate.media este doar denumirea platformei și am fost singur în ea, cred eu, vreo 8 ani de zile în fundație, am ajutat destul de mulți oameni, nu am prevorbit despre asta, dar ajutorul meu nu era atât de substanțial cum a început să fie odată cu apariția lui Alexandru în viața carității, fiindcă noi căutam o persoană care se ocupe de fundraising. Paralel am aflat că și am intervievat o persoană pe zona asta, nimeni altă decât Svetlana Sainsus. Și ea mi-a zis, Sergiu, uite, îmi place foarte mult ceea ce faceți, ea fiind întotdeauna foarte ancorată pe zona asta de caritate, dar am fost chemată deja în echipa lui Alex, dacă vreți, vă fac întâlnirea,
tu intri cu fundația, el are o platformă tehnologică, el având inclusiv business în domeniul IT. Uite, așa s-a creat fundația în formatul în care este astăzi. Deci Alex a fost cel care a transformat, a globalizat la maxim fundația și Svetlana. Deci rolul meu ulterior nu a fost chiar atât de mare, dar oricum mă simt cumva împăcat că eu am lansat această fundație. Cumva și apreciez foarte mult că Alex a înțeles de ce i-am dat numele de Sfântul Gheorghe și el a venit cu propunerea să se ajute. Eu înțeleg de dragul cui ai făcut-o și eu nu vreau să schimb denumirea, știi? Adică a fost un gest frumos, după care eu m-am retras din fundație, fiindcă eu înțelegeam că eu nu am timp să mă ocup de ea, nu am timp să contribui prea mult și am agreat împreună cu el că eu mă retrag și preia el întregul management a fundației și chiar ce face băiatul ăsta acum alături de Svetlana e jos pălăria. Dar asta nu înseamnă că lucrurile astea, cum să-ți spun, asta în niciun caz nu mă face pe mine un om mai bun decât sunt. Știi? Sunt unele decizii pe care noi le luăm din dorința de a lega anumite alegeri ale noastre preponderent de trecut. Știi? Fiindcă eu am făcut lucrul ăsta care să-mi amintească mereu de tata. Fiindcă tata, până la urmă, a jucat un rol foarte important în viața noastră. Știi, el întotdeauna cumva promova trebuie să fii bărbat. Întotdeauna ne repeta chestia asta. Dar pe de altă parte, având școala aia sovietică, el nu ne motiva în niciun fel atunci când noi obțineam un rezultat. Fiindcă noi am fost eminenți la școală. Noi am intrat în România, eram practic primele promoții care de basarabeni care am intrat la facultate în România. Asta acum e la ordinea zilei, că ești la facultate în Cluj sau la Chișinău, not big deal. Și atunci când noi veneam, tata, uite, am făcut asta, știi, el întotdeauna spune, lasă, băi, mare treabă ai făcut, știi, adică cumva te disconsidera, știi? Dar poate a fost și asta o tehnică de-a lui de a categoric, el încerca să ne facă mai puternici. Știi, fiindcă el înțelegea că atunci când un succes te îmbată, tu îți lași garda jos. Și exact asta greșeala am făcut-o de-a lungul vieții mele. Atunci când ai succes, îți pare că gata, tu ai atins acel punct de la care poate fi doar bine. Știi? Și în momentul în care ai atins acel punct, exact în punctul ăla începi coborârea ta. Cât de repede cobori, depinde doar de tine. Știi? Și cât de atent cobori, ca ulterior să te poți urca din nou. Știi, eu îți spun ca un fost parașutist. Atunci când ești în cădere liberă, este foarte greu să iei decizii apte și obiective. Fiindcă tu ești iarăși în regim de supraviețuire. Știi? Și atunci nu poți să spui că deciziile tale pot fi foarte obiective. Mai ales atunci când ești singur, fiind în business singur, la etapa respectivă, nu aveam cu cine mă sfătui. Și atunci eu am înțeles că tata, ceea ce credeam eu că mă desconsider atunci, de fapt încerca să mă pregătească pentru anumite eșecuri, ca să percep eșecul ca o parte componentă inevitabilă a succesului. Fiindcă, de ce eu vorbesc despre eșecurile mele foarte deschis? Din punctul meu de vedere, este fals să susții că ai avut parte doar de succese. Fiindcă nu poți învăța foarte mult din succese. Acum, pe bune, poate o să pară ciudat ceea ce spun. Dar din succese, deci două lucruri aici vreau să spun. Nu poți să înveți din succese, doar din succese. Fiindcă nu există contrastul ăsta comparativ. Uite, am succes, ce am făcut eu ca să am succes. După care am ieșuat, ce am făcut eu că am ieșuat? Ce nu a funcționat? Și atunci acest contrast, acest echilibru... Te ajută să înțelegi. Exact. Și al doilea lucru care este tot greșit, noi tindem să spunem, învață din greșelile altora.
este imposibil să înveți din greșelile altora. Alții, aia este experiența lor, la acel eșec sau la acea greșeală au adus niște acțiuni concrete ale lor. Tu poți să înveți exclusiv din greșelile tale. Eu cred că tu ai învățat din greșelile tale. Foarte mult, da. Doar din ele, de fapt, am învățat cel mai mult. Și lecția de viață pe care ne-ai dat-o astăzi, sper, cel puțin să-i ajute pe alții să nu facă alte greșeli. Despre caritate.md, apropo, vreau pe această cale să încurajăm pe cei care au donat până acum sau vor să doneze să o facă în continuare, pentru că așa încercăm să ne unim prin bunătate, ajutând oameni aflați la nevoie și îți mulțumim ție că ai reușit să contribui și tu la crearea acestei platforme care astăzi, într-adevăr, ajută probabil mii de oameni deja. Așa este. Mersi tare mult că ai venit la Bun Interviu și sper să nu fie ultima noastră discuție și să mai revenim asupra unor subiecte poate mai concrete legate de business și de mentorat. Dar ceea ce am aflat eu astăzi despre tine este că oricât de sus nu ai ajunge, oricât de mulți bani nu ai înțelege că poți să faci, este important să rămâi cu picioarele pe pământ și ție ți-a reușit asta. Mulțumesc tare mult că m-ai ajutat să nu mai dezamăgesc, că am îndrăznit să-ți fac invitația la Bun Interviu. Îți mulțumesc și eu!